În plină campanie electorală pentru prezidențiale, Viorica Dăncilă a mers pe șantierul șoselei de centură a Bacăului. Premierul demis a primit o bicicletă albă și a mers câțiva kilometri pe șosea, înconjurată de liderii PSD, toți pe biciclete negre. Și indiferent de ceea ce spun alții, noi vom spune întotdeauna adevărul. Și anume faptul că această centură s-a realizat cu sprijinul guvernului, cu implicarea tuturor oamenilor care au vrut să aducă bine în viața de zi cu zi a cetățenilor. Vreau să vă felicit pentru această abordare și mă bucur că acest obiectiv va purta semnătura Partidului Social Democrat și a guvernului Dăncilă. La finalul cursei, Dăncilă s-a plâns că nu mai are timp să facă sport pentru că este ocupată cu activitățile guvernamentale. Foarte bine. În primul rând am văzut ceea ce s-a realizat, chiar am testat cu bicicletele și în al doilea rând sportul este foarte bun. Întrebată cum îi se pare centura Bacăului, Dăncilă a avut un moment de ezitare. Nu am realizat tot ceea ce ne-am propus și nu am aroganța să spun că am realizat aceste lucruri. Dar au fost multe realizări într-un an și 9 luni. Și acest lucru va fi demonstrat la finalul mandatului, când oamenii vor face diferența între ceea ce am realizat noi și ceea ce vor face ceilalți. Pentru că noi de fiecare dată, așa cum am spus, am spus adevărul, am spus ceea ce nu am făcut, ceea ce am realizat și cred că acest lucru este important. Nu am avut aroganța să venim să spunem noi am făcut totul sau noi am realizat totul. Dar cred că pe infrastructură mai sunt multe de realizat, dar acest guvern a făcut pași importanți. Șoseaua de centură a Bacăului face parte din autostrada Moldova. Lucrările la centura Bacăului au fost inaugurate cu mare fast de ministrul transporturilor Răzvan Cuc în luna martie. Chiar în ziua protestului din 15 martie, #ŠEU România vrea autostrăzi, inițiat de omul de afaceri Ștefan Mandachi, Partidul Social Democrat posta pe Facebook un mesaj în care anunța triumfal: autostrada Moldovei începe azi. Mesajul face referire la vizita ministrului transporturilor pe șantierul variantei ocolitoare Bacău. În realitate, lucrările pe centura Bacăului, ce conține și 16 km din autostrada A7, începuseră de o săptămână. Proiectul este unul pe care autoritățile s-au chinuit să-l pornească încă din 2007. Incendiu de proporții în această dimineață la o biserică din satul Mare. Din fericire, nu au existat